Presa liberă trecere. Am revenit cu cea de-a doua parte a ediției Presa Liberă Trecere. Suntem la dezbaterea electorală și discutăm cu trei dintre candidații înscriși în cursa electorală pentru primăria Podgoria. Așa cum i-am invitat, așa cum i-am rugat, vreau să fie o dezbatere electorală pe proiectele ce se regăsesc în platforma electorală. Încercăm să începem discuția tot în ordine alfabetică cu domnul Marius Schiru. Cum discutam și în această pauză cu cei doi contracandidații noastre, haideți să fie o dezbatere pe proiect dumneavoastră. În partea a doua vreau să vă prezint programul meu pentru următorii 4 ani. Și îl am aici. Trebuie să continuăm, fraților, tot ceea ce am început în 2012. Așa cum v-am promis atunci, am realizat tot ce se putea realiza pentru binele comunității noastre. Iar pentru perioada 2016-2020, nu numai că vă promit, că acum știți foarte bine că ceea ce spun și fac, vreau să vă propun ca să aducem în fața noastră următoarele proiecte. În primul rând, ne trebuie să reabilităm și drumul comunal DC120 între Râmnicu Sărat, Podguria, Oratia și Pleșești. Acel drum comunal este asfaltat în anii 70, de când era primar domnul Cioroiu, a continuat prin anii 96-97 cu asfaltul de la Pleșești, dar se află într-adevăr, cel puțin în Oratia, se află într-un stadiu avansat de degradare. Credeți-mă că nu puteam prinde într-un mandat de 4 ani două proiecte mari de infrastructură, pentru că sunt și alte comunități care, bineînțeles, sunt înaintea noastră, dar pentru perioada următoare îl vom prinde. Avem proiectele de canalizare pe care oamenii și le doresc. Avem proiectul de reabilitare a drumului comunal 123 între Oratia și Tăbăcari. Într-adevăr, acolo este o mare problemă, dar cunosc problema aceea mai mult decât contracandidații mei, pentru că soacra mea este de acolo. Da, este de acolo, acolo s-a născut. Trebuie să facem și la școala Coțat cu un teren de mini fotbal, așa cum am făcut la școala Podguria, și să îi punem și celui de la școala Podguria covorul acela de gazon. Hai, deocamdată și întrebăm pe domnul Cătălin Ioniță ce părere are despre aceste proiecte ale noastre, după care și domnia sa și le poate prezenta și tot așa vor... Eu vreau să le spun podgorenilor că tot ce înseamnă proiect de accesare a fondurilor, fie că sunt guvernamentale, fie că sunt fonduri europene, sunt foarte utile. Vreau să combat puțin ideea că mai mult de 6 proiecte cât s-au accesat nu se putea face. Nu este adevărat. Se putea face mult mai mult și asta se poate face în comparație cu alte comuni limitrofe ale Râmnicului. Care? Spre exemplu, Valea Râmnicului. Poate cunoașteți comuna. Și vă duceți după aceea și poate luați lecții de la domnul Galben ce se poate face. Dar nu vreau să ridic în slăb pentru că nu asta se face aici. Cu ocazia asta vreau să vă spun un singur lucru. Dacă noi am pierdut în 2012-2016 aproape 2 ani de accesare a fondurilor, pentru că lucrurile au mers cu o dinamică foarte redusă, din cauza disfuncționalităților, vă spun că ceea ce noi dorim sau ceea ce echipa tânără a Podgoriei care vrea să se lanseze prin PSRO la primărie și la Consiliul Local, își are cel puțin aceleași dimensiuni pe care dumneavoastră le propuneți. Întâmplător avem proiecte care sunt comune și n-aș vrea să le dublez eu prin a le spune că sunt lucruri care sunt copiate, dar eu știu sigur că ele sunt foarte necesare și trebuie susținute. Spre exemplu, în Pleșești, a pune un cămin cultural în funcție, în a-l amenaja și a vedea că oamenii sunt la 12 km de oraș și au și nevoie de socializare, au și nevoie de anumite evenimente. Am fost acolo, într-adevăr, probabil că o să-mi spuneți atâta timp cât probabil sunteți de origine din comuna Podgoria, o să spuneți, domnule, ca și contracandidat, habar n-ai despre ce-i vorba, că ești doar din 2001-2002 aici. Vă spun că am interacționat cu comuna Podgoria, am interacționat foarte mult cu oameni care locuiesc în diferite sate ale comunei și de curând am interacționat mai mult și cu Pleșești și am văzut ce necesități are acel sat. Are puține gospodării, are câțiva tineri care vor să schimbe ce are, câțiva tineri care sunt îndreptați spre activități agricole și trebuie să ajutați. De ce? Pentru că riscăm ca în foarte scurt timp acel sat să devină nepopulat. De ce?
pentru că în perioada de iarnă știți foarte bine că nu s-a făcut nimic în sensul de a evita înzăpezirile destul de mari și probleme care le-am avut în ultimul timp acolo, legătura pe care i-am putea asigura-o cu eventualul drum amenajat pe care l-am putea face tot prin proiect cu legătura cu Dumitreștiu, deci legătura cu județul Francea, am putea să lucrăm asupra acestui mod de a face o deschidere a acelui sat și o dublă deschidere a acelui sat, pentru că peisajul acolo este nemaipomenit. Acum o să-l rugăm și pe domnul Nicolae Emilia să vină, să intervină la această dezbatere pe proiecte, domnul Nicolae Emilia. Acestea sunt proiecte, mă scuzați că am intervenit și n-am spus decât două lucruri, dar dumneavoastră i-a apucat să spun un moment. Imediat. Întotdeauna primarii care sunt în funcție primesc un anumit bonus de timp, pentru că trebuie să și relefeze ce a făcut. Dar eu am să-l întreb pe domnul Chiru, câte sate are comuna Podgoria? Haideți, parcă domnul. 5 are sate. Și cum arată satele? Uitați-vă cum arată satul Pleșești. Satul Pleșești are un cămin și un centru. Uitați-l cum arată. Deci a pozat numai ce a convenit. Dar realitatea... Deci în satul, Pleșești nu a făcut decât un singur lucru. A băgat niște bani în dispensarul medical care este nefuncțional. Pentru că am discutat cu medicul și medicul nu are aprobarea de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a profesa în acel dispensar. Domnul lui a promis în 2012 că va face acest dispensar de oameni nu se mai fac, mai bat 10 km de la Pleșești până la Podgoria. Inexact. În satul Oratie, în satul Coțar, ăsta Tăpăcare, este satul fără apă, dar luat de ape. Deci fără apă, dar e luat de apă. Apa Râmnicului a săpat malul și a luat, uitați, un nuc și mai erau acolo destule. Al doilea rând, am făcut destule. Ne lăudăm cu terenul de sport din școală, da? Terenul de la școală, care este aici, va costa 1,5 miliarde, aproximativ. Ce vorbești? Cu această finalizare, cu covor de așa. Dar copiii se joacă tot în mijlocul străzii. De ce? Pentru că am discutat cu ei, băi, dar nu stați pe aici. Păi nu ne lasă pe teren de la școală, că trebuie să plătim o taxă la domnul profesor Mocan. Și noastră puteți să rezolvați toate aceste probleme ce se înregistrează în prezent? Tineret, așa cum spunea și domnul Ioniță. Pentru tineret. Chiar dacă am eu o vârstă, să nu crede, eu mă simt tânăr. Am făcut sport la viața mea. Știu ce înseamnă să faci mișcare, știu ce se întâmplă să fii în mijlocul tineretului și din cauza asta să nu ne crede mâine, poi mâine, că domnule, dacă ai o vârstă. Din contra, cine n-are bătân să-i cumpere. Mai departe, în satul Oratea, nu așa pentru dumneavoastră, peste tot în comun, uitați cum arată. Și mașina de gunoi care am adus-o cu 100 de milioane donații din Germania, stă la primăria sau undeva, nu se știe unde, la Valea Râmnicului. Oare la Valea Râmnicului se poate să meargă cu gunoiul, cu mașina noastră? De ce n-am dat-o la RER? Să facem un parteneriat, să putem să plătim numai ce o sumă motorie, sau mai știu eu. Asta o facem automat. Mai mult. E tot de înainte că a făcut. Mila, e corect, ca să răspundă domnul Marius Chiru, după care să acordăm acel timp pe care îl solicita domnul Ioniță. Haideți și punctul respectiv. Deci, foarte mult se bate moneda pe... Eu pentru satul Coțatu am așa. Finalizarea lucrărilor de asfaltare. Că ce este acum asfaltat, este turnat un strat de... Îi zice binder științific. Un strat de asfalt acolo de slabă calitate. Haideți să vă răspundă domnul Chiru. Păi ce să vă răspundă? Programe care sunt. Eu vreau să scot în relief că lucrarea nu este finalizată și s-au cheltuit deja miliarde de lei. Deci vreau să vă spun că să nu ne îmbrobodească, că eu fi îmbrobodit din pe unii și pe alții, dar eu am lucrat în administrație 40 de ani. Acum ne poate răspunde ca să ia răspund și timpul domnului Ioniță? Închei toate aceste acuzații. Vreau să vă spun că luna trecută, deci o lună și o săptămână, 5 săptămâni,
Primăria Podgorii a avut vizita Curții de Conturi. Doi inspectori de la Curtea de Conturi au verificat activitatea din 2012 și până în 2016. Cam la 3 ani sau 4 ani, ascultați-mă. Asta face parte din program. Două secunde. Cam la 3 sau 4 ani. Nu e nevoie să-mi justifice, că eu știu ce se întâmplă cu banii. Două secunde. Nu e nevoie să-mi spune. Acesta era dispensarul medical din Pleșești, pardon, care nici măcar nu mai era branșat la lumina electrică. Domnul Milea, vă răspunde așa. Punctual? Vă răspunde punctual? Nu am nevoie, că eu știu răspunsurile, doamne. Ce nu am obținut? Eu n-am nevoie de laudele dumneavoastră. Eu știu că se laudă. Nu am obținut autorizarea mult. Pentru că săptămâna trecută v-am spus l-am branșat și la apă. Da. În ceea ce privește lucrările din comuna Podgorii, aș vrea să-l întreb pe domnul Milea, dacă nimic nu e bun în ăștia 4 ani, dânsii înainte ce au făcut, domnule, 20 de ani? Pentru că au avut bugete, au avut exact ce am avut noi acum, au avut și dânsii. Vă spun eu, domnul Ionică, nu, vă rog, fiți corect, dacă putem, și eu m-am săturat de tăcerea pe care o am în această emisiune, pentru că intervențiile trebuie să fie echidistante. Deci am spus, mi se pare normal că emisiunea de dezbatere să aibă forma în care vă promovați proiectele. Vă rog foarte mult. Nu, vă rog foarte mult. Domnul Chiru, vă rog frumos. Pentru că fiecare v-am întrerupt pentru că nu mai pot să stau în tăcere. Dacă nu spuneți, veniți la emisiune, stați 3 minute și plecați și plec, pentru că fiecare are timpul lui folositor. Domnul Chiru, v-am rugat de la început, deci exact. Deci eu nu sunt bugetar. Eu sunt în timpul în care aș putea vă rog, să fac acea, da? Vă rog. Deci aș fi vrut să mai puntez câteva măsuri. Sigur, sigur. Ceea ce mi-am propus să fac împreună cu echipa. Nu este doar o emisiune de promovare electorală, este o dezbatere, pe proiecte, da. Tocmai. Eu pot să spun exact ceea ce mi-aș dori să fac și dumneavoastră lor, dacă au argumente pro exact, sau contra, exact. Asta văd eu sensul emisiunii, exact. Nu? Și cred că așa am fost format. Nu am fost format. Vă rog, foarte care, vedeți ce se întâmplă. Cei care au fost, cam cum să respect unii pe alții. Haideți, vă rog, domnul Cătălin Ionită. Și poporenii pot să vadă lucrurile. Deci, în primul rând, din punct de vedere social, ca o protecție socială, eu văd foarte important înființarea la Podgorea unui magazin de tip economat. Știm foarte bine că la cât ne lăudăm că facem, dregem, există destul de multe familii cu probleme sociale. Și atunci ei pot fi ajutați în acest sistem, pentru că a cumpăra produse de bază la prețuri mici și de acolo, din comuna Podgorea, este un lucru nemaipomenit. Pentru tineri, am spus clar, nu înființarea unui teren de sport, pentru că nu este cea care ne delimitează ca atare, mai ales dacă nu este funcțional. Înființarea unei baze sportive multidisciplinare, deci pe fonduri, așa cum au fost proiecte legate de stăl de sport, mega proiectele, există posibilitatea să se acceseze fonduri pentru dezvoltarea acestei mișcări sportive, care în România și numai în România, se știe foarte bine că odată cu intervenția calculatoare și copiii au fost reținuți și numai eu sunt o persoană care promovează sportul, numai că pe dimensiunea atât a sportului de echipă, cât și a sportului individuale. Deci mi se pare normal. Mi domnul Milea, vă rog foarte mult să-l ascultăm pe domnul Ioniță. Mi se pare normal ca la ora asta să avem o bază sportivă unde se poate să practice sporturi în aer liber și diferite sporturi, nu un singur sport, fotbal sau eu știu ce altceva care e cel mai uzitat la ora asta, dar să putem să practicăm sporturi de iarnă. Spre exemplu, nu ne-ar displace tuturor să avem și un patinoar în comuna Podgorea. De ce? Se poate realiza un patinoar în... Cum să nu se poate? Dar haideți să-l întrebăm pe dumnealui, pentru că lucrează dumnealui mai mult cu firma de consultanță și acum poate să sune firma și spune, domnule, într-un astfel de proiect poate fi inclus un patinoar? Este eficient la Podgorea un patinoar? Eu știam că este eficient un asfalt. Nici, dar mă rog, dacă dumneavoastră credeți că... Dom'le, sunt proiecte cu acții diferite, nu încurcați varza cu portocala. Cred că... Nu, mi se pare... Deci eu mi-am prezentat, o idee. Dumneavoastră o accesați, bine, nu o considerați un lucru inutil, nu este nicio problemă. Eu am considerat că formula de a da încredere tineretului că locul unde s-au născut este locul care să le dea continuitatea trăirii în termen de lungă durată și nu a părăsit familiile. Pentru că știți foarte bine că mai mulți sunt plecați din comună. Eu știu cazuri multe. Haideți să interveniți după aceea, domnul Milea. Domnul Ioniță, vă rog foarte mult. Fraților, eu vreau să prezint programul meu. Domnul Milea. Da. Am zis că în ordine alfabetică, imediat. Da, a vorbit domnul Chiru, domnul Ioniță și eu când mai vorbesc. Vrea să combată ideea domnului Ioniță.
Deci, nu, doamne, dar acum am deci, venit și mie să prezint programul. Că dar până acum, ce ați făcut, domnilor? Mai am, pentru că nu m-am fost lăsat. Eu vreau să discut probleme concrete ale comunei. Cred că dânsii nu discută de comuna Bucovici. Haideți, domnul Ochiru, vă rog foarte mult. În primul rând și în primul rând, noi avem nevoie de infrastructură. Și am început o infrastructură. Ce am început în acești 4 ani trebuie să o continuăm. Altceva, și spre Preșești, altceva. Și spre Uliți. Punctual la ce e doar un tip de infrastructură. Okay. Vorbiți? Punctual de în al doilea, în al doilea rând... Dacă infrastructura comunii, Podgorele așa arată. Jumate bolovan, jumate pământ, jumate beton. Da, 100 de milioane s-au dus pe betoane când asfaltul este la poarta noastră. Da, pentru că... De ce? Oamenii știu cum circulau pe acolo. Nu-i nevoie, domnule, dacă tot te bați cu pumnul în pe pentru infrastructura asta... Că dau tavanele în școala coțată. Drumul Bălții. N-ai tot o mizerie. Face parte din programul dumneavoastră? Da. Da. La satul Oratia. Demararea lucrărilor la triunghiul fundațiilor. Știți ce înseamnă asta? E un triunghi acolo în comuna Podgorea, la Oratia, care s-au turnat fundații de 50 de ani. Una peste alta. Și a venit și a treia acum. Care a treia, dule? Proiectele... 24-a, dumneata. Proiectele cu asfalt. Domnilor, haideți să fim civilizați, vă rog foarte deci mult. Proiectul cu asfalt, cu grădinița și cu celelalte proiecte sunt proiectele făcute după timpul lui Baciu. Chiar dacă n-a făcut conducerea aia veche, cum zice Baciu. Haideți să nu mai aducem în discuție oameni care nu sunt de față. Dar proiectele sunt de atunci. Sunt proiectele dumneavoastră ca să nu plecați supărat din emisiune că nu v-ați prezentat în această dezbatere. Vă rog frumos să amenajați aici. Uitați când a fost semnat contractul pe proiectul 2015. Credeți că telespectatorii noștri înțeleg ceva, domnilor? Era o dezbatere electorală pe principalele proiecte de campanie. Dacă nu te lasă să le expui. Vreți păi să ne luăm la bătaie aici? Aberații. Deci domnul, transparența la aici. Comuna Podgorea a lipsit permanent. Nu aveai voie. Eu nu eram în opoziție, 4 consilieri de la PNL. Nu, erau nu aveai voie. Ce vreți să faceți? Erați 6 deci, consilieri. Să nu mă amintesc că am văzut proiectul cu domnilor, discutăm. Discutăm despre proiectele dumneavoastră de campanie, domnilor. Deci, primar, că nu știu dacă în 4 ani de mandat, domnul Chiru, vreți să vă înțeleagă cei de acasă? Vreți să fiți ascultat de telespectatori? Vă rog, domnul Mila. Mă rugați pe mine și îi dați voie lui. I-am spus să tacă. Cum i-am permis să vorbească dacă l-am rugat să tacă? Cât mai eficient a banului cetățeanului care, la ora actuală, e bătaie de joc. Atragerea de noi resurse, venituri la buget. Crearea de locuri de muncă prin construcția unei fabrici de prelucrare a fructelor, concret și eficient, lucru care este împiedicat acest investitor din cauza actualei conducere a primăriei, care nu acceptă... Nu vorbim de investitori, de societăți comerciale. Finalizarea legilor fondului funciar, care în acești 4 ani nu s-a ocupat absolut nimeni. Întocmirea cadastrului. Oamenii nu știu unde sunt proprietățile lor. Oamenii nu pot să-și lase moștenirea. Oamenii nu știu dacă se duc pe câmp să zică, domnule, asta e proprietatea, sunt bătrân, am un copil, trebuie să-i arat. Nu există planuri parcelare. Deci legea fondului funciar. Domnul Ioniță, inclusiv acel lucru a purtat semnătura și responsabilitatea dumneavoastră. Deci acuz în același timp ambele mandate, să spunem, care dumnealui a fost secretar, iar dumnealui primar, că n-au făcut absolut nimic, chiar dacă considerăm ca fiind necesar acest lucru și îl spunem doar în vorbă și nu îl facem în faptă, mi se pare totuși o demagogie și o politică de mâna a doua. Dar dacă noi gândim că ceea ce facem acum este politică, vă spun clar că nu este politică, este doar administrație. Și dacă reușim să o facem ca buni gospodari și la ceea ce v-am spus puțin mai devreme, ca idee de bază, eu vă întreb, v-ar place totuși să vedeți mai multe investiții în comuna Podgorea? Eu întreb amândoi candidații, contracandidații, pentru că vorbim de faptul că, într-adevăr, eu nu știu ce știți dumneavoastră, cum să fac proiectele, eu nu sunt din Podgorea, pentru că dumnealui mai avea puțin și îmi spunea că vorbesc din alt film.
Eu vin parașutat, nu trăiesc în Podgorea, nici n-am casă în Podgorea, dumnealui stă în Podgorea, dar poate de curând, pentru că stă în oraș. Vreți să vă răspundă? Deci eu vreți să vă răspundă? V-ar plăcea să revenim în filmul Podgorea și să vedem că totuși o piață a produselor agricole care sunt caracteristice zonei noastre, mai mult a fructelor, la nivel de European 85, care până acum n-a gândit-o nimeni, în timp ce vedem că Buzău promovează, Vrancea promovează. De ce noi la Râmnicu Sărat nu suntem în stare și mai ales la Podgore? De ce nu suntem în stare să facem lucrurile astea? De ce? Știm doar să vorbim. Atât. Da. Vom face. Șase proiecte aplicate din timpul a 4 ani de mandat, vă spun că sunt puține și vă spun că în ceea ce înseamnă accesarea unui proiect, acțiunea managerului, dacă sunteți manager de proiect, sau a celui care a derulat proiectul, dacă este să vorbim că sunteți dumneavoastră persoana, este mult prea mică. Toate se desfășoară 5 minute mai avem la dispoziție. Sub un aspect în care alte persoane sunt implicate. Vorbim de faptul că ați fi avut timp să aplicați mai multe proiecte, ceea ce se va vedea în mandatul următor. Dacă este mandatul dumneavoastră, felicitări, înseamnă că vom vedea realizări. Dacă este mandatul dumnealui să ia în calcul aceste lucruri, că la ora asta nu facem doar un aspect verbal al lucrurilor, ci vrem să gândim o acțiune de implicare pentru dezvoltarea comunei pe perioadă medie și lungă. Nu acum și nu tot felul vreți de să intervină contra candidații dumneavoastră? Dacă prezentam mandatul următor. Am înțeles. Acest vreți să intervină? Vreți să interveniți? Sunt de acord cu ce a spus domnul Ioniță, dar atâta timp cât un primar nu este transparent, nu respectă legile statului, nu vorbim are... la general sau sunt acuzații? La general și acuzații, când vă dau concret, eu nu vă dau din vorbe. Din vă rog să dați deci, tratarea cu mare indiferență a Consiliului Local. De ce? Nu acuzăm, asta vreau să le spun. Nu, în această ediție nu avem loc pentru acuzații, domnul. Dar nu acuzația, este activitatea unui primar care vrea să candideze din nou la o funcție de primar. Și ce a făcut? Pentru că a fost dictatură. Domnul Chiriu, sunt nevoită să vă rog să interveniți. Oamenilor din Podgorea, să nu mai voteze numai un partid, că ajungem la dictatură. Domnul Chiriu, sunteți nevoiți să interveniți. Nu ne convine, dar am asta e realitatea. Domnul Chiriu, da? Vă mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să intervin. M-aș adresa podgorinilor în primul rând. Fraților, știți foarte bine ce a fost în Podgoria până în 2012. Răspundeți acuzațiilor aduse de știți domnul Milea sau faceți ce mesaje? S-a întâmplat. Transmiteți un mesaj. Ceea ce spune domnul Milea, referitor la DNA-uri, la ce a spus, la dictatură. Haideți să fim serioși. Da, în birou la mine e ușa întotdeauna deschisă. Când nu te găsești la servici. Dacă nu mi-a dat voie doamna să explic că programul este facultativ la primăria Podgoria. Primarul vine la 10. Vezi, doamne, că s-a dus general la Sinaia. Sunt foarte multe lucruri de spus, v-am dat se duce la... Păi nu mă înregistrați. De ce nu mă lăsați să-i spunem oamenilor pe față? Să știe oamenii. Că oamenii spun, când m-am dus în comună, oamenii se plâng. Oamenii se plâng că nici acum... V-am invitat la un dialog elegant, decent în această seară. Dar nici dumneavoastră nu vreți să lăsați domnul mai jos. Iar eu știu care e situația concretă din comună. Vă rog foarte mult, domnilor. Noi n-am făcut treaba în acești 4 ani. Avem o echipă. A tăiat plopii după stradă, după șoseaua principală. De ce? Sunt lucruri pe care le veți... Această discuție va continua între dumneavoastră. Haideți să fiți liniștiți în fața telespectatorilor. Eu vreau să vă mai invitați la o dezbatere pentru că problemele care sunt la nivelul să discutați în acești termeni, domnul Milea, vă rog foarte mult. Nu s-a ocupat decât un sat. Și acolo, cum să zic eu, cu mai multă... Domnilor, așa se în acest minut pe care îl mai aveți la dispoziție, vreți să transmiteți un mesaj elegant, dar să fiți liniștiți, vă rog foarte mult. Este o emisiune, este o ediție de dezbatere electorală. Da, vreți să dau eu să întrerup pe domnul Milea, minutul respectiv... Îl dă domnul Ioniță, pentru că... Rapid. Prefer să dau mesajul în câteva secunde și anume... Tuturor podgorenilor, de când mă cunosc și de când am venit în această comună cu ceea ce fac, m-ați văzut cât pot să mă implic și ce putem face împreună, mai ales cei care au lucrat cu mine și au colaborat. Vă spun doar atât.
aceste măsuri pe care dumneavoastră le veți vedea și primite în perioada următoare și vorbite, discutate împreună, sunt măsuri realizabile. Nu vorbim de lucruri care par depășim spațiu de emisie. Domnul... Dați, vă rog frumos, încredere echipei tineretului care, de tineret care va veni în cadrul Consiliului Local. Domnul Mila, dacă vreți, nu să ai un mesaj, că nu transmite mesaje. Mesaj, dacă vreți să... Vă rog. Îi rog pe toți cetățenii Comunei Podgoria să se uite în fiecare sat și să aleagă nu numai de la un partid, pentru că atât timp cât numai un partid la putere nu este conducere eficientă și rezonabil. Domnilor, mulțumesc, oameni buni. Nu trebuie în mod obligatoriu să transmiteți un mesaj telespectatorilor. Vreau să întreb dacă vreți să interveniți acum pe final. Vreau să transmit și eu mesajul meu podgorenilor. Oameni buni, știți de unde am început? Vreau să continuăm împreună. Podgoria oricum a pierdut foarte mulți ani în perioada trecută. Avem proiecte, v-am demonstrat că le putem face. Avem proiecte pentru viitor. Vă salut cu drag și domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Mi-aș fi dorit o discuție liniștită, așa cum am spus pe tot parcursul emisiunii, pe tot parcursul acestei ediții de dezbatere electorală. Precizăm, doamnelor și domnilor, că au fost prezenți astăzi la Presa Liberă Trecere domnii Marius Chiru, candidatul PSD, domnul Ionuț Cătălin, candidatul PSRO și domnul Nicolae Milea, candidatul PNL. Am lansat invitația și către domnul Gheorghe Aldea, candidatul ALDE. Domnia sa nu s-a prezentat în ediția de față din motive personale. Vă mulțumesc, sănătate, numai bine, la revedere! Presa Liberă Trecere.